Bună seara. În seara marelui eveniment am decis să fim alături de cei mai apropiați oameni ai Cristinei Scarlat, părinții și copiii ei. A crescut Cristinița noastră, Cristina Scarlat. Și dacă doriți să urmărim împreună și ținem pumnii pe tu, Cristinița. Asta e Sofia, Soficuța, fiicare. Asta e Ionuț, asta este și florile. Aveți emoții? Da. Maestrul în arte, Justin Scarlat, pare calm și pregătit pentru orice întorsătură. Eurovizionul este unul dintre cele mai imprevizibile concursuri de muzică. Care n-ar fi rezultatul final, eu de acum consider că ea a obținut ceva și să dea Domnul ca ea, dacă sunt diferite situații, dar să le depășească, și fiindcă eu astăzi de acum sunt mai calm. Mama Cristinei însă pare emoționată. Fata ei va evolua pe scena din Copenhaga, față în față cu cea mai mare provocare din viața ei. Emoțiile sunt la maxim, dar cu gândul la Dumnezeu, pentru că oricum noi multe dorim, dar cum o să vrei, Doamne? Copiii Ionuț și Sofia așteaptă cu nerăbdare apariția pe scenă a mamei. Micuții nu-și pot ascunde emoțiile. Am emoții și retrăiesc. Că aș vrea să câștige locul întâi, că mi-am dorit asta foarte mult. Așa. Fiindcă... Și dacă nu câștigă? Nu-i nimic. O să încerce. Asta nu-i nimic. Se începe! Ai, Eurovision! Cristina va apărea pe scenă a 11-a. Cei din casă sunt concentrați. Mama Justina își spune rugăciunea în suflet. Înseamnă Eurovision 2014! Acum stimați telespectatori, toți cu sufletul la gură și cu emoții enorm de mari pentru Cristina Scarlat. The world can play a joke on each of us anytime. Mercy, I have no feelings of mercy. Destiny left me so empty. Empty my heart and my spirit. My patience fighting with our indifference. Fighting to win over. În timpul concertului am reușit să luăm legătura cu soțul Cristinei Scarlat, cel care i-a fost alături la Copenhaga. Reacția Selei a fost extraordinară. Din sală s-a privit și n-am cuvinte să spun. A fost ceva neobișnuit, așa ceva n-am văzut. Și fratele Cristinei a urmărit-o cu sufletul la gură, tocmai din Moscova. Mie mi-a plăcut destul de mult, a fost o evoluție foarte bună, ea a transmis acest nerv, da, această emoție, a transmis-o foarte bine. Începe cel mai tensionat moment al serii. Sunt anunțate țările care s-au calificat în marea finală. Emoții! Prima țară care se califică în marea finală de sâmbătă este... Montenegro! Montenegro este... Bărbat și alăgă. Din păcate, Moldova nu a ajuns în finală, dar cei de acasă continuă să creadă în talentul Cristinei. Nu e bine că o câștigat, dar e bine că vine acasă.
mai repede. My patience, fighting with our